Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. A pune soarele peste o zi cu totul special. Azi a fost sâmbăta morților, sau dacă vreți, moșii de toamnă. Cu alte cuvinte, ni s-au întors acasă în suflet cei plecați și într-un fel sau altul ne-au dăruit liniștea de care avem nevoie să mergem mai departe. I-am pomenit și pe Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia și, într-un fel sau altul, inclusiv prezența lor face parte în această întâlnire de toamnă cu cei plecați. Cuvântul de învățătură este din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetele 17-18. Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toți privind ca în oglindă cu fața descoperită slava Domnului, ne prefacem în același chip din slavă în slavă ca de la Duhul Domnului. Cu alte cuvinte, când unii vă mai întreabă de ce îi pomenim pe morții noștri, să le aduceți aminte din motivul acesta. Umplându-se de Duh, e libertate și unde este libertate, este și posibilitatea aducerii aminte. Libertatea face parte, sau dacă vreți, este cea mai mare virtute a memoriei. Cuvântul se întărește cu un alt cuvânt al Avei Pimen, care spune așa, începutul relelor este risipirea. Iar Ava Serapion ne zice, cum eu, socotind că sunt ascet, port haină, iar acel sărac, mai bine zis Hristos, moare de frig. Adevărat, dacă îl voi lăsa pe acesta să moară ca ucigaș, voi fi judecat în ziua de judecată. Cu alte cuvinte, identitatea aceasta între noi și Hristos este atât de mare încât orice sărac în apropiere de noi devine Hristos. Cum orice om plecat în sărăcia lui devine pentru noi sursă de îmbogățire în har, în bucurie și în aducere aminte. E o taină care se ascunde de fiecare dată în întâlnirea aceasta cu moartea și învierea. Cuvântul de astăzi ne-a învățat o dată în plus, revin, că Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Când simțim că ni s-a pierdut libertatea, trebuie să ne aducem aminte. Am pierdut Duhul lui Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.